stăm, hai, ia și lucrurile pe acolo. Hai, nu până la 10. Până la 10, dar mai stăm un pic. Mai stăm jumătate de oră, hai să zicem. Da? Cine face? Azi fixăm o jumătate de oră, Miruna, ești de acord? Da, mai stăm. Cine face exercițiul? Miruna. Miruna? Da. Miruna? Nu, Miruna. 32 plus 3 egal din 169. Da, și egal cu minus 32 plus 3 egal cu 19, da, să obținem. Da. Și egal cu... 19, cred, nu? Da, nu. 10 minus 19. Mai departe. Radical din 8 ori radical din 10 ori radical din 5 plus radical din 135 împărțit la minus radical din 15. Și face radical din... Păi cine vrea? Anca. Anca. De ori 4. Da. Sigur, radicală încă și limuțim. Ai, n-ai zis că se găsește. Tudor. Radical din 8 ori 10 ori 5 plus radical din 135. 27. Radical din 27. Minus mai. Că plus cu minus. A, da, minus, minus 27. Minus radical din 27, zis, da? 135 da. Părți la 15. Și cam mai departe cu radical din... Bine, egal cu radical din 2 ori 4 putem face 8. Da, în loc de 8, zici 2 ori 4. 2 ori 4. Adică 2 la 3 deodată, că ești în clasa a 7-a. 2 la puterea 3-a, ori... 2 ori 5. Ori 2 ori 5, ori 5. Ori 5. Minus? Minus, radical din minus 27. Nu, dar nu radical... Radical de 27, scuzați. Minus radical de 27, minus apropo radical de... 27, da. Da? Radical de 27. Egal cu radical din... 2 la puterea 4-a. Păi da, 27 ori 15 nu face niciodată 135. Nici măcar prins noaptea. Ne. Ia-mi poate pe 135 la 15. Eu cred că 9 face. 9, da. 9, nici 9. Ba da, face 9. 9. Bine? Da. Păi aici e radical de 9, zice. Nu 135, 125, ia vezi tu. Nu, 135 împărțea 5, 135 împărțea 5, domnule. Egal cu 9, 135 împărțea 5. Și de 9. 9, da? Da. E bine atunci. Și zicem? Și vine egal cu 2 la puterea 4-a. 2 la 4-a. Ori 5 la puterea a 2-a. Da. Minus radical din 27. Nu 27, 9, mă. 9, da. Adică minus 3. Minus 3, zicem, nu? Da, minus 3. Și egal mai departe. Egal mai departe cu 2 la puterea a 2-a, ori 5, minus 3, care vine egal cu 4, 5, 20, 20 minus 3, 17. Radical din 6. Radical din 6. Ori minus radical din 15. Ori minus radical din 15. Împărțit la radical din 10. Minus radical din 72 împărțit la minus radical din 8. Egal cu. Te rog, Miruna. Avem radical din 6 ori 15. Da, dăm semnul de aici. Minus radical din 6 ori 15. Minus radical din 6 ori 15. Adică da, minus radical din 6 ori 15 împărțit la 10 minus, împărțit la radical din 10 plus foarte bine că ai minus cu minus radical da. Din 72 împărțit la 8 da, și egal și este egal cu minus radical din 90 da. Împărțit la radical din 10 plus radical din 9 este egal cu minus radical din 9 plus da. Radical din 9 și
este egal cu 0. Zero, corect. Să facem scoaterea factorilor de sub radical, de exemplu. Da. Radical din 2 la 3 ori 3 ori 5 la a doua. Radical din 2 la a treia, tot sub radical, da? Ori 3 ori 5 la a doua. Egal cu. Cine vrea? Putem zice din fiecare, nu? Eu vreau. Da. Mergem înapoi acum. Deci radical din fiecare, din ăsta, din ăsta și din ăsta, da? Da. Deci radical, radical din... Radical din 2, ce zice? Deci zic tot. Radical din 2 la puterea 3-a, ori radical din 3, ori radical din 5 la puterea 2-a. Și vine e care este egal cu radical din 8. Da, dar hai să facem așa. De 2 la 3-a să zicem 2 la 2-a ori un 2. Corect. Noi la 2 ori 2, da. Deci radical din 2 la puterea 2 ori 2, ori radical din 3, ori radical din 5. Egal. Ori că ești liniștit ăsta. La cât? 5. Ori 5, sigur că da. A, da, că nu mai stai. Da? Ori 5. Dar atunci nu mai este sub obligații de radical nimic, da? Da, și este egal cu radical din... Ăsta e dintr-un produs, din fiecare să luăm acum. Radical din 2 la 2. Radical din 2 la 2. Ori radical din 2. Radical din 2. Ori radical din 3. Da. Ori 5. Și ai pe 5 să-l punem în față, ca nu cumva să greșim și să lungim un pic radicalul ăsta și l-am băgat sub radical. Și vine egal cu radical din 2. Egal cu 5. Egal cu 5, da. Ori 5 ori. 2. Radical din 2. Păi radical din 2 la 2, ăsta scapă. 2 ori 2. Da. Ori radical din 2. Radical din 2. Ori radical din 3. Și egal mai departe cu... Și egal mai departe cu 5. 5 ori 2. 5 ori 2, 10. Poți să zici 10 deodată. 10. Ori? Ori 2. Fie, dar am 2 radicali și acum rămân să ăștia triști. Putem zice un singur radical din 6. Radical din 6. 10 radical din 6. Să te mătim. Corect. Dar hai să vedem ce se putea face. De la bun început, dragi. Vă reluăm din nou. Deci radical din... Da? Atenție mult că e fain de tot și asta. Deci din 2 la 3, ori 3, ori 5 la 2, mi-a dat mie... Da? Deci 2 la 3, ori 3, ori 5 la 2, mi-a dat cât 10 radical din 6. Așa este? Da. 10 radical din 6. Care înseamnă 2 ori 5 ori radical din 2 ori 3. Vreau să privesc acum cu foarte multă atenție la chestia asta. Știu din nou. Radical din 2 la 3 ori 3 ori 5 la 2 este egal cu 2 ori 5 ori radical din 2 ori 3. Și trageți voi cu coada ochiului și vedeți șmecheria. Că rezultatul ăsta este. A! Și deodată. Am înmulțit... Deci cei care au exponentul par... 2, par... 2 i-am scos în față. Da? Par. Adică 2, 4, 6... 8, 10, 12, 4... Împărțim. Da? Împărțim pe exponentul său. Și iată, ăsta au fost 5 la 2. Și o scăpat 5, o scăpat distrugătoare. Uite în fața radicalului. 2 la 3, care zicem 2 la 2 ori în 2, 2 la 2 ori în 2, 2 la 2 la scapă. Și uite în față. Și a rămas doar un cine, un 2, trist, 1 la 3. Și 3 ăla care nu putea piasă. Asta e șmecheria, nu mai muncim noi ce am făcut până... Eu sunt de acord. Deci deodată asta se liniștește. Deci am făcut mai devreme, a fost pentru ca să vă demonstrez cum se ajunge. Dar acum ați înțeles că ce se poate, cei care au exponenți pari, împărțim la 2 și ești în față, o scăpat de radical, de strântoarea radicalului, iar cei care sunt la exponente impari, rămâne câte unul. Dar vedeți că le-a zis la exponent par, domn profesor, de exemplu, la 2 la 8-a. Ce ies în față?
Da. Dacă au înțeles. Deci, radical, hai să scriu așa. Radical din 2 la a 6-a ori 5 la a 3-a egal cu? Egal cu 2 ori 5, da. 2 la cât? Vedeți? 2 la 3-a ori 5. Ori 5 la 3-a ies în față. 2 la 3-a și 6 la 6. Oricât? Cum a fost? Da? Deci 2 la 3-a ori cât? Ori, mai iese ceva în față, ziceți? 5. Ori 5. Ori 5 și ce rămâne? Radical din 5. Corect. 5, foarte bine. Că a rămas 1. Că 5 la 3 le vă zic ca 5 la 2. Ori 5 la 2 scăpați 5 la... Așa și-a rămas în 5. Corect. Și acum calculăm 2 la 3. 2 la 3. 8 ori 5, 4. Deci, nu mai contează. 8 ori 5, 4. Deci fac radical din 5. 40 de radical de aceștia. Sunt 40 de radical din 5. Începem să gândim pe radicale asemenea. Deci e teren de lucru. De acum intrăm la matematică pe terenul bun, la algebră. Lucrul în el, cu radicale și lucrul cu radicale, este foarte, foarte fine. Interesant. Da. De exemplu, radical din 12, cum îl scrie? Radical din 12? Da. Radical din 3 ori 4. Da, da. Radical din 3 ori 4. Corect? Și egal, egal cu... Scoateți-i sub radical. 3 ori 2 la 2. 3 ori 2 la 2. 2 radical din 3. 2 iese de sub radical și rămâne doar radical din 3. Ați înțeles? Da. E 2 la 2, deci 2 ieși și rămâne doar radical din 3. Sunt radical din 18. Adică tot ce vă iau. Da. Este egal cu 6 ori 3. Da. 6 ori 3. Da. Egal cu 2 ori 3 ori 3. Așa, radical din 2 ori 3 la a doua. Da. La a doua, mamă. Da, 2 ori 3 ori 3, care e 3 la a doua. Foarte bine. Dar mama spunea așa, că dacă erai mai inspirată, 18, 2 ori 9. Așa vreau. 2 ori 9, da? Și 9 e 3 la a doua. Da. Și atunci face egal cu 3 radical din 2. Când ați lăsat fiii să scoată. Da? O, înțeles asta. 3 asta radical. Da? Da. Nu, e dumneavoastră. Da, ne-am spus. Da? Bine. Radical din 108. Radical din 100. Ia să-i vedem, domnul. Radical din 108 putem scrie ca 9 ori... Adică... Descompunem noi, da, dacă suntem în situația asta, descompunem. 108. Hai să descompunem. Hai să vedem. 54, iar prin 2, 27. Scriem cu tăștupe. 3 la 3-a. 27 e 3 la 3-a deodată, că avem atâta experiență. Atunci zicem radical din... 2 la 2, ori 3 la 3. La 3-a. Ia să vedem ce iese. Egal cu 2 radical din 2 ori 3, radical din... Nu. A, dar e 3 la 2. Egal cu 2 ori 3. 2 ori 3. Radical din 3. Bravo, Tudor. Tudor a înțeles. 6 radical. Dar nu știu dacă Miru n-a înțeles. Mai insistă încă o dată. Bravo, Tudor. 2, iar 3 la 3 a zis și 3 la 2 ori 3. Și 3 e la singur rămânie, 3 la 2 a ieșit în față. Corect. Hai să o luăm așa. Deci egal cu radical din 2 la 2, ori 3 la 2, ori 3. Da? Și 2 la 2 și cu 3 la 2 am scăpat de radical. Deci suntem fericiți noi. 2 ori 3. Radical din 3. Rămâne numai radical din 3. Da, urmă să-l fac mie una, domn profesor, nu sunt convins că o înțeles. Se văd. Radical din 125. Radical din 125, vedem, da? Dar 5 la 2 ori 3, 25 ori 3? Nu, mai am zis. 5 la 2 ori 5. 3 fac 75 milioane, nu trebuie să duc calcul. Da, știu, 25 ori 5. 25 ori 5. 5 la 2 ori 5. Adică 5 la 3-a spune noi. Da, 5 la 3-a și este egal cu 5 ori radical din 5. 5 radical din 5, foarte bine. Ia să vedem șancuța, domn profesor. Radical din 450. Radical din 450. Am, da? Poate fi scris ca 5 radical din... Radical din... Hai să luăm așa, în care vedem. 45 înseamnă 5 ori 9. 5 ori 9. Da? 5 ori 9 ori 10. 5 ori 9 ori 10. E bine? Că e 45 ori 10. 45. Și egal cu radical din 5 ori 3 la a doua. 5 ori 3 la a doua. Ori 10, care zicem 2 ori 5.
2 ori 5. Egal cu 5 la a doua. Radical din 5 la a doua. Or 3 la a doua. Or 2. Și acum. 5 ori 3 radical din 2. 5 ori 3 radical din 2. Se pun fața aia cu exponent, nu? Deci 15 radical din 2. Da. Bun. Radical din 8 spre 25. Radical din... Am mai adânc așa. 8 pe 25. Pe radical din 2 la 3 asupra 5 la 2. Deci radical din? 2 la 3 asupra 5 la 2. 2 la 3. Adică așa, asupra 5 la 2. Este egal cu radical din 2 la 3 ori 1 spre 5 la 2. De ce ori 1 spre 5 la 2? Tot acolo am ajuns. Deci zic radical din numărător și radical din numitor. Da, da. Și scoate suprafață. Avem așa, Miruna, avem radical dintr-o fracție din A pe B egal cu radical din A pe radical din B. Știm proprietatea asta, nu? Radicalul unei părțiri înseamnă... Deci avem radical din 2 la 3 împărțirea radical supra, din 2 la 5 supra radical din 5 la 2. Da, ce este? Egal cu radical din 2 la 3 supra radical din 5. Da. Radical din 2 la 3 supra 5. Și scoate și de acolo. Este egal cu 5 ori radical din... Nu, nu, 5. Rămâne 5 la numitor. Lasă la numitor. Sus, scoate. Din 2 la 3. 2 ori radical din... 2 radical din... 2 radical din 2. 2 radical din 2, mama. Că e 2 ori 2 la 2, 2 la 2. Da, așa, mă. Supra 5. 2 radical din 2 pe 5. De ce zici 2 ori, te mai fac din clasa 4, știi? 2 ori, 2 radical din 2. Unde nu ți-e clar, zic, de ce crezi tu că te-am bruscat cumva aici când ai zis, tu ziceai 5 ori? Nu, e bine așa, nu? 5 ori anumitor, că acolo... Dar nu știe ea, de radical din 2 la 3, ea nu știe că e 2 radical din 2. Nu înțelege. Ba da, bă, înțeles. Că 2 la 3, zicem 2 la 2 ori 2, și din 2 la 2 este 2 și a rămas numai radical din 2. Da? Ia să vedem. Miruna, vreau să spui așa. Cât este radical din 2 la 7? Miruna. Radical din 2 la 7. Radical din, putem scrie ca 2 la 6 ori 2. Corect. 2 la 6 adică ori 2. 2 ori radical. 2, 2, 2, 2 la câta? 2 la 3. 2 la 3. Da? 2 la 3 ori radical de 2. Da? Acum, Miruna, cât face radical din 2 la a 9 ori 5 la a 3? O scriem ca 2 la a 8 ori 2. Deci radical din 2 la 8 ori 2. Ori radical din ori 5 la a 2 ori 5, da? Da. Și face? Și face radical din 2 la 4 ori 2. Băi, nu mai este radical. 2 la 4 ori radical din 2. 2 la 4 și mai este și un 5 ori 5. Da? Tu tragi cu de la un capăt la altul ce se poate face. Tu ai înțeles de ce mai este și 5? Da, ori da, dar... Și ce rămâne? Radical din 2? Radical din 2 ori 5. Adică 5 din 10. Da? Din 2 ori 5, care face 10. Tu, după o anumită experiență, care o clapeți, nu mai stai pe gânduri. Un 2 și un 5 ori ieși, un 2 și un 5 ori rămâne, iar 2 la 8 a ieșit făcut, o ieși 2 la 4. Deci eu dau răspunsul așa. Eu zic radical din 2 la 9 ori 5 la 3, Miruna. Spun că este egal cu... egal cu 2 la a 4-a, că îmi imaginez pe 8-ul ăla, 2 la a 4-a ori 5 și ori radical din 10. Deci dau răspunsul rapid, dar numai că eu aici am făcut-o desfășurat pentru a atrage atenția asupra modului în care apare 2 la a 4-a ori 5. Da? Da. Face 16 ori 5, 30, nu? 5 ori, nu, 30. 5 ori 6 ori 30, 80 parcă linie. 80 radical din 10. Cât face, să zicem, cât îți dă, cât obții din 3 la a 3-a
ori 5 la a 4-a, ori 2 la a 7-a. Anca, te rog să răspunzi. 3 la a 2-a. Deci, luăm desfășurat ușor, da? Radical din. Radical din 3 la a 2-a ori 3. Da. Ori 5 la 3-a. Nu, păi lasă-l pe 5 la 4-a, că îți place. Da, da. 5 la 4-a îți place, nu umbli la el. Da, că-i 4. 5 la 4-a. 5 la 4-a. Ori? Ori 2 la 6-a, ori 2. Ori 2. Și egal mai departe, zicem? Scoatem... 3 la 2-a iese fericit. Da, scoatem pe 3 la 2-a. Da? De cât iese în față? 9. Nu, păi dacă ne iese în față, suferă. 2 împărți la 2, se jumătățește exponentul. 3. Ori? Ori 5 la 2. Foarte bine. Și ori? Ori 2 la... 2 la 3. Și ce rămâne radical? Sub radicalul sunt aia triști. Nefericiți. 5, 5, de ce 5? Nu a rămas 5, 5 a scăpat. Rămas 3 de aici și 2 de aici, da? Da. 2 ori 3. 2 ori 3. Și este egal mai departe cu 25 ori 3 cât face acolo. În sfârșit. Deci mai contează. Calcul. 8 ori 25 fac 200 ori 3. 200 ori 3, 600 radical din 6. Da. Cred că ne oprim aici, că Miruna e obosită. E obosită și da. Nu mai vrea, da. Da, da. Nu, am văzut-o, am văzut-o ca altora no, corectă, ca interes nouă. Da, e și corectă forma de, de manifestare. Spune tăras, ajunge că... Nu mai pot și Sunt și un lucru pe care nu l-am respectat. Noi o ținem lunga. Dar mai trebuie făcut câte o pauză. Mai nu, dar vreau să trebuie. Dacă faci pauză, ne... Trebuie să alergăm prin jurul aici, când făceam cu cei de clasa a 4-a, noi făceam o pauză de aceea, am trecut cu Ricky și cu... Da. Frățiorii. Da. Și le dădeam 5 minute afară și ieșeau pe afară și alergau, că îi făceau spate pe afară. Și alergau un pic, deci simți nevoia, nu poți să stai o așa lungă, o ții... Numai eu nu sunt sănătos la cap. E nevoie de vacanța asta, o să iei. Da, până pe picioare. Ba nu, fereată la noi în clasă și vacanță, toți vin așa. Da, Miruna, de exemplu, are nevoie mare de vacanță. Hai să vedem. Facem sinteza. Sinteza oare. Ia să vedem ce am lucrat mai aici. Până la final, hai te rog să spui tu. Da. Să trecem în revistă. Eu o să mă uit pe caiețel, să vedem cum formulăm toate lucrurile așa. Așa, luați-o, ia să vedem, clasa a 4-a. Pătrăvi de fapt și mare. Clasa a 4-a. Pătrăvi de fapt cu frații. Aici, clasa a 7-a. Așa. Adunarea și scăderea în iert. O clasa a 7-a, sinteza 1. Operații în iert. Aici notăm, am amintit mulțimi de numere. Nu, mai întâi șterge acolo operații în iarnă. Scrie așa, mulțimi de numere. Hai să ne amintim, că așa am trecut, de la mulțimi de numere naturale întregi, da? Mulțimi de numere. Două puncte. N, inclus în Z, inclus în Q, inclus în N. Da. Și doi, după ce ne-am apucat de operații în N. Și aici, de sub cu liniuță, ce am făcut aici? Adunarea. Spune-mi așa, am făcut operații în ier, operații cu radical asemenea, operații de adunare și scădere, operații... Deci adunarea și scăderea. Adunarea și scăderea
cu radicale asemenea, adică au fost numai radical din 7, radical din 3, cu radical asemenea. Am insistat pe legea semnelor, nu? Legea semnele algebrice. Semnele la algebră. Apoi. Păi tu râzi aici să înregistrează. Să râzi singur. Da? Da. Am făcut proprietățile radicalilor. Adică deși numim radical din A ori B, deși mă scriu? Da, radical din A ori B. Scriu aici, domnul profesor. Da, mai stânga, chiar mai stânga. Radical din A ori B egal cu radical din A ori radical din B. Apoi am făcut radical din A împărți A supra B, radical adânc, egal cu radical din A supra radical din B. Și am amintit că niciodată, să mă sunt când să greșim, niciodată, radical din A plus minus radical din B, adică mai bine spune un singur radical la stânga, adică radical din lung, din A plus minus B. Plus minus B egal cu radical din A plus minus radical din B. Niciodată, și asta subliniază-o ca nu cumva să se greșească de către cineva, că se obține nota 2. Da? Asta se obține nota 2. Da? Se obține nota 2. Nota 2. Două unități cu spunea. Așa. Am vorbit despre modulul 3 la 3, să zicem. Modulul unui număr. Modulul unui număr real. Da? Unui număr real. Și aici trebuie punctat că am insistat pe chestia aceea care mi s-a părut foarte grea și îl luăm și ca model radical din. Modul din. Acolo mă duc? Nu, acolo de sub. Modul din. Modul fără minus acolo. Modul din 3 minus radical din 7 egal cu 3 minus radical din 7, că e pozitiv, egal cu 3 minus radical din 7, pe când modul din 1 minus radical din 2, fiindcă de negativ, schimbă semnul. Minus 1 plus radical din 2. Da? Deci dacă e pozitiv, rămâne așa. Dacă e negativ, schimbăm semnul. Da? Da. Asta este important, foarte important la moduli. Și dacă chiar o expresie mai mare, calculez, vezi ce se întâmplă cu expresia aceea. Și dacă e pozitiv, rămâne așa. Iar dacă e negativă, schimbăm semnul complet. A întregii expresii. Apoi am vorbit despre scoaterea în factor comun, scoaterea unui număr de submodul, de subradical. Scoaterea, am obosit. Scoaterea unui număr de subradical. Ultima parte acum. De subradical. Toată povestea care am amintit-o aici. Ei, și alte lucruri care am mai punctat, nu știu, modulul am vorbit, am punctat cele două lucruri importante, și aplicații. Am făcut cât mai multe aplicații, nu, pe proprietățile acestea. Aplicații. Cam asta.
Să le mulțumim prietenilor noștri că ne-au urmărit. Mulțumim de like și share. Să nu uit. Să dea like și share. Nu, el spune. Păi noi trebuie să punem fața faptului în plin, domn profesor. Asta e, măi, foarte tare. Vă mulțumim pentru că voi faceți acest lucru, nu? Da. Și să nu uite să pună și un comentariu, da? Să dea și un comentariu, pentru că asta, comentariile sunt, dacă vreți, izvorul care mi asigur mie puterea de a continua mai departe. Comentariile voastre, dragilor, îmi produc starea de bine și de aceea mă sunt în priză și stau iată și la ora asta aici. La revedere, dragilor, pe curând! La revedere! La revedere!